A fost odată școala din galerie. Așa începe o poveste care nu cu mult timp în urmă reda lumii artistice iubitori de frumos. Proiectul a fost început de George Paulian, un pictor și profesor, care după ce a revenit în Câmpul Lung, și-a dedicat toată priceperea pentru a învăța pe alții ce înseamnă să descoperi tainele culorii. Prin această școală s-au instruit mulți dintre artiștii plastici care astăzi au intrat în rândul pictorilor din Cenaclul de Arte Plastice i de Negulici. În semn de respect și prețuire pentru mentorul zecilor de artiști, Galeria Arta din Câmpulung găzduiește ediția a 10-a a expoziției tradiționale de pictură și grafică a școlii din galerie. Avem o expoziție a celui care a fost domnul profesor George Paulian. O pierdere mare, dar un câștig în ceea ce privește exemplul dumnealui. Pentru cei care au învățat din tainele artelor, pe care dumnealui le-a pus în educația celor care au primit acest lucru. Iată a 10-a ediție a expoziției din galerie, unde domnul profesor Paulian a inițiat această școală din galerie și cu cei din uh, apropiație ai uh, artelor plastice, copiii, elevii care au vrut să însușească tainele acestea, uh, au uh, reușit ca în această ediție să facem o selecție și să expunem o serie de lucrări finalizate. Lucrări care au încântat și încântă publicul, așadar, vă invităm încă o dată să vizitați această expoziție, dar important este că uh, oamenii care au ceea ce, ceva de spus în uh, domeniul culturii și promovează actul cultural. Ne bucurăm foarte mult. Iarăși, vreau să scot în evidență. Uh, Câțiva din uh, membrii Cenacului, care sunt foarte activi în, în uh, a etala și în a pune pe simeze lucrările artiștilor din uh, expozițiile respective. Respectiv, vreau să aduc aminte aici de Ionel Dâmboianu, care, pe lângă faptul că el uh, este și un artist bun, un uh, nume foarte bine cunoscut în arta plastică, este și un activ. Uh, uh, om de a așeza într-un mod destul de, de frumos și artistic aceste expoziții. Timpul nu a mai avut răbdare și s-a oprit iremediabil pentru maestrul George Paulian la începutul acestei primăveri. Ne rămâne echipul profesorului mereu senin, întotdeauna pregătit să ne dea un sfat sau să ne încurajeze. Rămân după plecarea maestrului o serie de tablouri aflate în colecții particulare, dar și pictori care au trecut cândva prin școala de la galerie.